vede la ora 4. Să rupem picioarele patului în patru. Cum mi-am rupt eu picioarele cu umblatul. După tine, după mine, sper ca n-o să fie altul. Să ne vedem cum ne vedeam în vise de mult. Să-mi spui numai prostii și să le ascult. Să-mi ajungă toată ziua doar un sărut. Să nu fi pierdut nimic din ce am început. Dacă știam că mă vor schimba, nu le mai puneam la suflet atâtea dezamăgiri. Că nici eu nu știu de unde să încep să fac curat. Parcă mai era un fac pentru gunoiul stricat. Nu e de ajuns doar un sac, știi ce zic? Dacă nu a fost nimic, de ce acum oftic? De ce am vrut să mă schimb? Poate am vrut să mă mint. Că poate o să fi mai bine. Atunci dădeam vina pe tine. Doar când era mai rău, tu dădeai vina pe mine. Cred că am avut ideea. Atâtea scuze găsite și tot nu am aflat adevărul. Ne e frică de el mai mult decât de noi. Fiecare cu varianta lui, dar totuși amândoi. Citeam mesajele vechi, au rămas tot noi. În special pe cele de dinainte, dar rămâne goi. Ziceam așa: ne vedem la ora 4. Să rupem picioarele patului în patru. Cum mi-am rupt eu picioarele cu umblatul. După tine, după mine, sper ca n-o să fie altul. Amintirile au rămas de parcă-s de-acum. Încă le simt vii și încerc să mă adun. Și realizez că încă am atâtea să spun. Oare prea târziu să avem un drum comun? Dar stau, stau pe margine de ceva timp. Dau, dau cu piciorul în tot ce simt. Fac cu mâna, poate se ivește o ocazie să oprești, să cobori, să rămâi cu mine în stație. Dacă ai ajuns la mine, am ajuns la destinație. Încă te vreau, încă te simt ca în brațe. Sarea de pe rană, aș pune-o în glumele mele. Să îți iară cu pun degeaba când au fost cuvinte grele. Tu în ultimul timp ai căutat să mă simt vinovat de ce nu fac, chiar și de ceea ce nu zic. Și dacă aș fi zis, era mai bine înscris. Nu mă pricep să mă cer, dar nici tu l-ai iubit, alt iubit. Probabil că îl ai de ceva vreme. Era normal să se întâmple mai târziu sau mai devreme. Am primit un mesaj ce o să-mi încălzească patul. Baby, ne vedem la ora 4.